Bună ziua, dragi elevi ai școlilor auto! Mă numesc Boldescu Igor, școala Auto Masterclass și astăzi, împreună cu elevul și prietenul meu, Vasile, am decis să filmăm rutele de examinare pentru a vă face vouă viața mai ușoară la examen. Ne vom strădui să fim cât mai succinți ca să putem trece rapid pe toate rutele. Vă dorim succes! Dragi cursanți, succes și atenție la volan! După ce ați ieșit de la secția de examinare, aveți 100 de metri de probă, distanță pe care nu veți fi penalizați. Totuși, înainte de a porni, trebuie să vă pregătiți de drum, și anume 1. Reglați poziția scaunului. 2. Reglați oglinzile retrovizoare. 3. Cuplați centura de siguranță. 4. Porniți motorul. 5. Controlați panelul de bord și asigurați-vă că aveți ușile și portbagajul închis. 6. Conectați farurile în poziția luminii de întâlnire. 7. Cuplați treapta de viteză. 8. Scoateți frâna de mână. 9. Semnalizați pornirea. 10. Vă asigurați și porniți. Împreună cu alți 3 colegi de-ai voștri, veți nimeri pe una din cele 5 rute de examinare care sunt pentru proba de oraș. Fiecare din voi, pentru a promova examenul, va trebui să meargă aproximativ vreo 7 km, în care să nu adune mai mult de 15 puncte de penalizare. În cazul că aveți 16 puncte de penalizare, veți primi calificativul respins. Succes! La această intersecție va trebui să virăm la dreapta. Semnalizăm dreapta, ne ducem mai mult spre dreapta drumului, după care ne asigurăm și cedăm trecerea. Avem o porțiune de drum cu gropi, de aceea viteza nu trebuie să fie exagerată, însă, luând în calcul că examinatorii de obicei se grăbesc, ei pot insista ca voi să mergeți mai repede. Dacă ei insistă, atunci puteți creșteți un pic viteza. Vom parcurge ruta numărul 3. La următoarea intersecție virăm la dreapta. Ne străduim să ne ținem mai pe dreapta, iar semnalizarea o facem doar după ce trecem din intrarea la benzinărie. Ne ținem aici mai pe dreapta pentru a nu crea impresia că virăm la dreapta din banda a doua. De aceea, între noi și bordura din dreapta, nu trebuie să mai încapă încă o mașină. Observăm că avem semaforul roșu. În principiu putem profita și de panoul adiacent, însă aici avem o intersecție de obicei aglomerată și nu vă sfătui să, în cazul de față, să traversați intersecția la panoul adiacent, dar să așteptați culoarea verde a semaforului și să traversați în siguranță. La semafor continuăm deplasarea înainte. Avem culoarea verde, putem continua. Atenție, dacă mașina parcată stă măcar cu partea ei la noi pe carosabil, vom semnaliza stânga pentru ocolire, iar apoi aici mai apare o bandă pe dreapta, vom prelua banda din dreapta. Atenție, după pod vom vira la dreapta. Deci vom coborî de pe pod la dreapta, de aceea semnalizăm și în intersecția ce urmează facem virajul la dreapta. Rețineți, după ce ați făcut manevra de dreapta, opriți semnalizarea pentru a nu induce în eroare intrarea la benzinărie. Continuăm. La indicatorul obligatoriu ocoliți prin dreapta, din nou vom semnaliza la dreapta, semnalizare, și vom ceda trecerea pietonilor. Arată-i că poate să treacă.
Dacă pietonul nu dorește să treacă, putem continua. Aici ne asigurăm și cedăm trecerea în caz că avem mașini pe banda din dreapta. Aici avem îngustarea drumului, deci avem un drum lat de 3 benzi și în lipsa marcajelor este un pic greu să ne orientăm. De aceea eu încerc încă o dată să vă explic. Deci prima preselectare o facem la primul obstacol apărut în cale sau la primul indicator de îngustare. Deci aici facem prima preselectare. O facem destul de mare, pentru că benzile sunt largi, până la crăpătura neagră. A doua oară, la al doilea indicator de îngustare și din 3 benzi s-a făcut în una singură. Astfel încât să nimerim prima mașină lângă stație, aici evităm ca să intrăm cu o roată în stație. Și mai apoi mergem prima mașină lângă bordura din dreapta. Atenție, avem semaforul roșu, oprim la linia stop. În principiu, aici avem o singură bandă pe direcția de mers, pe sens, dar este destul de lată această bandă încât ceilalți șoferi au tendința de a se plasa în două rânduri. De aceea este foarte bine să știm să ne păstrăm cât mai aproape de dreapta pentru a putea fi ușor ocoliți. Dacă nu ne ținem aici pe dreapta bine, toată lumea o să încerce să ne ocolească și să ne preseze. Atenție, indicatorul 30 la oră, 30 km la oră, de ce încetim un pic, avem denivelare și avem și trecerea de pietoni unde ne asigurăm și din stânga și din dreapta. Atenție! Continuăm. Următoarea intersecție virăm la stânga. Semnalizăm, ne asigurăm din spate în oglindă și preluăm banda extremă stânga. Avem secțiunea de semafor verde la stânga, de aceea putem continua deplasarea în intersecție. Aici, dacă mergem pe verde, nu trebuie să cedăm trecerea în intersecție. Deoarece am avut obstacol pe banda din dreapta, am rămas în banda din stânga, iar când cea din dreapta se eliberează, vom trece din nou pe dreapta. Ne străduim să facem preselectarea nu peste trecere, o facem sau până la trecere sau după trecerea de pietoni. Următoarea intersecție, la semafor, vom vira la dreapta, pe strada Sarmizi-Cetuza. Avem semaforul verde, ne asigurăm la ieșire de pietoni, putem continua. La trecerea de pietoni avem câmp vizual limitat, de aceea scădem un pic viteza și ne asigurăm că nu avem pietoni. După care, când este posibil, revenim de fiecare dată pe dreapta. Avem limita de viteză 30 la oră, denivelare și din nou trecere de pietoni. Următoarea intersecție vom vira la stânga. Atenție! Facem preselectarea doar acolo unde ne este permis de către marcaj.
Urmează să virăm la stânga. Așteptăm secțiunea de semafor la stânga. Atenție! Avem obstacol, ne asigurăm din spate și trecem cu siguranță de 100%. Deci până avem careva dubic, cel din spate ar putea fi incomodat, atunci este mai bine să așteptăm. Atenție, avem trecere de pietoni pe strada cu zavod aici. Ne asigurăm că nu avem pietoni. Atenție din nou la trecere. Următoarea intersecție, pe Dacia, vom vira la dreapta. Semnalizarea o facem după ce trecem de teritoriile adiacente. Aici, atenție, probabil vom avea pietoni. Ne uităm la semaforul pietonilor. Dacă el este roșu, putem traversa cu atenție. Nu mergem prin ramificație, dar mergem pe drumul de bază. La următoarea intersecție vom vira pe Traian la stânga, de ce vom preselecta banda extremă stânga. Preselectarea o facem din două etape, ca să nu dăm impresia că mergem dintr-o dată peste două benzi, dar pe rând. Vom preselecta benzile pe rând. Avem culoarea roșie, ne oprim la semafor, la linia stop. Și aici, la această intersecție, la viraj la stânga, este foarte important să înțelegem cum corect ne plasăm. Și ne vom plasa în mijlocul intersecției, cât mai aproape de mijlocul acestea, pentru a nimeri pe Traian pe banda din dreapta. Ne amplasăm oblic în dreptul benzii de separare, cedăm celor care vin din contrasens, după care facem manevra la stânga. Însă, cel mai probabil, la această intersecție, mașinile din contrasens vin și vin fără sfârșit. De aceea, vom aștepta când culoarea semaforului se va schimba în galben sau roșu și repejor vom sfârși manevra pe galben sau pe roșu. Pentru a ne orienta, ne servește și semaforul de la ieșire din intersecție. Deci, la culoarea verde, vom intra în intersecție cât mai aproape de mijlocul acesteia. Dar nu depășim mijlocul pentru a nu îngrădi posibilitatea celor din contrasens de a face și ei manevra la stânga. Dacă avem alte mașini plasate deja în fața noastră, ne plasăm în spatele la ultima mașină care dorește să vireze la stânga. Încă ne plasăm în dreptul benzii de separare și așteptăm ca fluxul de mașini din contrasens să ia sfârșit. Dacă este liber, putem trece. Dacă totuși fluxul de mașini nu se sfârșea, noi am fi putut să săvârșim manevra când culoarea semaforului avea să se schimbe în galben sau în roșu. Suntem atenți la trecerile de pietoni.
la intersecția cu strada Grenoble, va trebui să virăm la stânga. Aici nu semnalizăm încă la stânga, pentru că avem linia din partea noastră întreruptă și putem crea impresia că vrem să facem întoarcerea. De aceea, ca să nu fim învinuiți că am dus în eroare, facem semnalizarea după ce linia din stânga devine continuă. Fiți atenți la semafor, urmează să virăm la stânga. Este verde, continuăm. Aici mai apare o bandă în stânga, ocupăm banda din stânga. Dacă avem semaforul verde, intrăm în intersecție până aproape de mijlocul acesteia. Mai înainte, mai înainte. Cedăm celor din contrasens sau dacă reușim, trecem. Deoarece aici avem banda din dreapta ocupată, trecem pe banda a doua, iar în caz că erau să fie pietoni la trecere, sigur că noi trebuia să cedăm trecerea. În asemenea situații, dacă vedem că el a luat un pasager, nu riscăm să ieșim în contrasens, dar așteptăm până de fapt el a luat un pasager și vom trece mai în siguranță. Ne străduim să nu mergem foarte lent încât să creăm obstacole pentru toată lumea. Dacă este posibil, aici din nou preselectăm banda din dreapta și vom trece intersecția din banda din dreapta. Urmează din nou să mergem înainte pe strada Cuza Vodă. Domnul nu vrea să treacă, dacă nu e la noi pe carosabil, atunci trecem. Deci, din banda din dreapta vom continua deplasarea înainte. Dacă avem pieton care se află sau dacă simțim că există pericol de accident cu pietonul, atunci mai bine este să-i cedăm trecerea, indiferent dacă el trece regulamentar sau nu. Totuși, sunt momente când puteți fi penalizați dacă cedați trecerea pietonilor sau vehiculilor atunci când ele nu au prioritate. De aceea, deci eu așa le explic elevilor, dacă există pericol de accident, cedăm, dacă nu există pericol, adică stă pietonul pe margine sau pe banda din contrasens și așteaptă ca noi să trecem și noi ne oprim și blocăm tot traficul, atunci mai bine trecem înainte. Atenție, dacă mașina din fața noastră se oprește la trecere, cel mai probabil că de acolo poate ieși un pieton. De aceea este cazul și noi să scădem din viteză încât să ne putem să ne asigurăm. Următoarea intersecție pe strada Sarmizice Tuza vom vira la dreapta, deci preselectăm banda din dreapta, iar după preselectare oprim semnalizarea pentru a nu duce în eroare despre intenția de a vira în careva intrări adiacente. O facem semnalizare la dreapta în preajma semaforului, dacă avem săgeată verde, deci avem secțiuni la verde la dreapta, putem continua. Ne asigurăm de pietoni din ambele părți,
lăsăm să traverseze band din fața benzii noastre să plece, după care continuăm. La următoarea intersecție vom vira la dreapta. Facem oprire totală, 1, 2, 3 secunde așteptăm, după care ne asigurăm că nu sunt pietoni și putem profita de panoul adiacent cu săgeată verde. Ieșim la limita intersecției și dacă nu avem alte mașini, alte vehicule implicate în intersecție, atunci putem traversa. Observăm indicatorul de 30 km la oră, care ne indică să scădem viteza pentru că avem o trecere de pietoni ce se presupune a fi una aglomerată. Însă, din cauza lipsei de indicatoare, nu avem indicatorul ieșire din zona de 30 de km la oră. De aceea, puteți fi penalizați dacă măriți viteza sau depășiți 30 km la oră până la următoarea intersecție. Următoarea intersecție va scoate din zona de acțiune indicatorul 30 km la oră. Totuși, dacă inspectorul insistă ca să mergeți un pic mai repede, puteți să creșteți un pic viteza. Avem aici intersecția. După care continuăm. Atenție! Avem o trecere cu câmp vizual limitat, ne asigurăm din ambele părți, după care continuăm deplasarea. Continuăm pe banda extremă stângă. Aici rămânem deja în extrema stângă, deoarece la următoarea intersecție cu sengeratoriu va trebui să facem întoarcerea, iar pentru întoarcere trebuie să luăm banda extremă stânga. Facem semnalizare la stânga. Ne asigurăm din partea stângă dacă este cineva, ce dăm trecere, dacă nu putem continua deplasarea. Ne străduim să nu călcăm linia marcajului din partea stângă, pentru că putem fi penalizați. La desprindere de la cerc semnalizăm dreapta, după care ne desprindem și ne întoarcem înapoi pe strada Valea Crucii. Atenție, ne asigurăm la trecerea de pietoni. Urmează îngustarea drumului și vom preselecta banda alăturată din stânga. Imediat după casa de la Zoo, care stă în banda drumului, avem indicatorul de 30, limită de 30 km la oră, care de cele mai multe ori elevii nu îl observă și iau 9 puncte de penalizare pentru depășirea vitezei. După cum observați, nu avem ieșire din zona cu limita de viteză 30 km la oră, de aceea putem fi penalizați dacă creștem viteza mai mare până la următoarea intersecție. Următoarea intersecție fiind la semafor, la intersecție cu strada Dacia. Totuși, dacă inspectorul insistă ca să mergeți un pic mai repede, puteți un pic să creșteți viteza.
Deoarece la următoarea intersecție, pe bulevardul Dacia, vom vira la stânga, vom preselecta banda a doua, sau banda extremă stânga. Semnalizăm la stânga. La culoarea verde a semaforului vom intra în intersecție, vom ceda trecerea vehiculilor din contrasens care merg înainte sau virează la dreapta, apoi vom continua manevra spre stânga. După ce am intrat în intersecție, până aproape de mijlocul acestea, așteptăm ca fluxul de mașini din contrasens să ia sfârșit. Dacă acesta nu se termină, urmărim semaforul de la ieșire din intersecție. Când acesta se schimbă în galben sau roșu, vom sfârși repejor manevra la stânga. Aici alegem banda din dreapta, dacă este posibil. Continuăm. La următoarea intersecție, pe strada Burebista, vom vira la dreapta, de aceea preselectăm banda din dreapta. Avem semaforul roșu, de aceea ne oprim, facem stopul și dacă dorim, putem să profităm de panou adițional cu săgeată verde. Cedăm trecerea pietonilor. Ocolim obstacolele cu semnalizare. Când este posibil, revenim înapoi pe dreapta. Ne asigurăm de pietoni. Continuăm. Avem obstacol și câmp vizual, limitat la trecerea de pietoni. Ocolim, ne asigurăm. După care, dacă este posibil, revenim din nou pe banda din dreapta. Avem din nou trecere de pietoni, semnalizăm stânga pentru ocolirea obstacolului, ne asigurăm că nu iese niciun pieton. La intersecție cu strada Sarmizi-Cetuza vom continua deplasarea înainte. Observăm imediat după intersecție, avem obstacol pe banda din dreapta. Noi fiind pe banda din dreapta, va trebui să nimerim tot pe banda din dreapta. De aceea, nu mergem în intersecție înainte să nimerim în banda a doua, dar ne ducem spre banda din dreapta, după care, după ce am ieșit din intersecție, semnalizăm la stânga, ne asigurăm și luăm banda a doua. Continuăm deplasarea înainte.
La semafor vom vira la dreapta pe strada Muncești. Facem stopul, oprire totală la culoarea roșie a semaforului. După care, dacă dorim să profităm de panoul de accent cu săgeată verde, putem profita. Ne-am asigurat de pietoni, am trecut, mergem până la limita drumului ce urmează a fi intersectat mai înainte. Ne asigurăm și dacă nu avem pe nimeni implicat în intersecție, putem continua. Aici, la ieșire din intersecție, semaforul, dacă este roșu și nu avem pietoni, putem sfârși manevra. Următoarea intersecție, după benzinărie, și facem semnalizare după ce trecem de benzinărie, vom vira la dreapta. Continuăm. Aici, atenție, mai este un moment. Deci noi suntem în prima bandă lângă bordură. De aceea, când în urma curbei avem obstacol și ajungem în a doua bandă, nu ezităm să semnalizăm o dată la stânga. Aici continuăm deplasarea înainte pe strada pădurii până ajungem la secția de examinare.